Bună ziua, Cătălin la telefon. Domnul Iosif Baciu. Da, dar nu cunosc pe nimeni cu acest nume, Cătălin la telefon. Nici eu nu cunoșteam până acum pe domnul Baciu. Mi s-a spus să vă sun. Vanda de la SPF m-a rugat să vă sun. Ce problemă aveți? Care, doamnă? Pe ce nume? Deci, bun. Ar putea să fie o greșeală, atunci, dacă nu sunteți, și revin eu la dumneavoastră, dacă ceva. Dar confirm, de unde-i doamna? Bun, am zis că aveți o problemă cu Coaliția Penticostală. Ce are? Coaliția Penticostală? Ce? Poate de la Coaliția pentru Familie, vreți să spuneți? Da, de la Coaliția pentru Familie. Păi așa am înțeles că a zis Coaliția Penticostală. Da, Coaliția pentru Familie. Ok. Așa. Domnul Cătălin, nu știu în ce calitate mă sunați, pentru că dânsa a spus că este doar ca și o secretară și nu poate să spună nimic oficial din partea Coaliției pentru Familie. Dumneavoastră sunteți în stare? Eu sunt oficial. Ce înseamnă oficial? Deci, dorința mea este ca să fac un clip video, pentru că am niște doleanțe și având în vedere că acele persoane care fac niște lucruri care mie nu-mi plac... Care sunt? Dați-mi niște exemple. Despre ce vor lua? Spuneți, faceți-mi așa un review ca să văd dacă mă pot ajuta. Deci, fac o sinteză a lucrurilor foarte scurtă. Bine? Da, vă ascult. Deci, în urmă cu destulă vreme, cei din America, penticostalii din America, au înființat o coaliție în colaborare cu Coaliția pentru Familie din România. Și domnul Cristian Ionescu, care este președintele acestei coaliții din America, a susținut într-un clip care, cel puțin pe internet, a fost mediatizat, nu știu dacă și la vreun post de televiziune, Credo TV sau Alfa Omega TV, dacă a fost mediatizat. Ideea este că în acel clip video, cel puțin de două ori, pomenește politicul, respectiv că demersul este și politic și face apel la toți ascultătorii ca să strângă fonduri financiare, substanțiale, pentru a sprijini acest demers, care printre alte aspecte este și unul politic. Și acum eu, ca unul care, căruia nu-i place omul care zice că este religios, dar în același timp din religie face politică, deci face politică în numele religiei, am această doleanță, deci mie nu-mi convine și vreau să știu punctul de vedere al Coaliției pentru Familie, pentru că Coaliția pentru Familie din România susține că este apolitică, lucru ceea ce și cred. Și vreau să văd dacă face ceva Coaliția pentru Familie din România, odată ce lucrurile sunt evidente că sunt politice din partea domnului Cristian Ionescu. Cristian Ionescu, da și mie clipul cumva pe numărul sau pe MS cu link ceva, un YouTube sau undeva. Sunteți cumva și pe WhatsApp? Și pe WhatsApp, bineînțeles. Bun, eu acum până la ora 4 am promis la doamna Elena că o să trimit prin mail link-ul, dar o să vă trimit... Dar Elena, cine e doamna Elena? Că tot așa mi s-a zis și mie. Cine e Elena? Doamna Elena este doamna care răspunde la numărul de telefon de pe site-ul Coaliției pentru Familie din România. Da. Doamna Elena. Ok. De aici, de la... Din ce zonă? Din București? De unde? Că nu știu. Din Cluj. Din Cluj. Ok. Ok. Bun. Dați-mi vă am reținut bine numele dânsei. Bun. Vreau să văd și eu clipul și după aia discutăm. Da? Cum doriți dumneavoastră. Deci dacă încheiem discuția acum, în maxim 5 minute aveți link-ul. Vă rog. Vă mulțumesc mult pentru convorbire. Deci și revin la dumneavoastră, vă sun după ce îl urmăresc. Și eu vă mulțumesc. Numai bine. Bine.